20 de doamne din orașul Cimișlia cu o situație financiară precară au sărbătorit astăzi Ziua Internațională a Femeiei într-o ambianță plăcută, alături de reprezentantele Organizației de Femei a Partidului Liberal. Ele au beneficiat de o masă festivă, iar datorită sponsorizării a două firme din orașul Cimișlia, au primit produse alimentare care să le ajungă cel puțin pentru o lună. Am hotărât să aducem ziua de 8 martie în viața femeilor defavorizate din Cimișlia. În acest scop, cu acest scop, am organizat un eveniment de caritate, o masă caldă și niște donații de produse alimentare. Iar femeilor din sala aceasta le doresc o viață liniștită și putere ca să înfrunte toate greutățile vieții cu demnitate. Mulțumim! Evenimentul caritabil de astăzi este prima acțiune de acest fel pe care femeile liberale din Cimișlia au pregătit-o, dar promit că vor urma și altele care vor viza mai multe categorii sociale. Au în pregătire proiecte pentru protecția mediului înconjurător, dezvoltarea tinerilor și ajutorarea vârstnicilor. Eu, Scărnescu Liub, foarte mult vă mulțumesc de invitație și de sărbătoarea asta care ne-a făcut nouă. Părerea mea așa că e foarte bine au făcut. Și ne-au făcut și ca doamna Iulia și care femeile au făcut așa ceva, că noi femeile știm numai mai mult să muncim, dar așa ca să venim, să ne mai hodinim, să mai petrecem împreună, numai cred că doamna Iulia s-a gândit că anul ăsta așa că ne-au poftit aici și îi mulțumim foarte frumos și felicit toate femeile din Cimișlia, și din raionul Cimișlia, să fie toate sănătoase, copiii să le fie sănătoși și să aibă multe, multe bucurii.